Tronsonul dintre București și Fundulea de pe autostrada Soarelui va intra în reparații. Lucrările nu vor afecta sezonul estival, iar contractul pentru executarea acestor operațiuni va fi semnat săptămâna viitoare. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă de către ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Contractul se va semna săptămâna viitoare, după care se va intra la lucru pe autostradă, dar înainte voi avea și o discuție premergătoare cu domnul ministru al turismului să găsim o formulă foarte bună să nu afectăm sezonul estival. Între timp vreau să vă asigur că la nivelul companiei de autostrăzi pentru a preveni întâmplările de anul trecut s-a format deja, să-i spunem, un fel de smurd care poate interveni în orice moment dacă apar anumite probleme pe acest tronson între București și Fundulea. Între timp, ministrul transporturilor Răzvan Cuc a fost prezent la Slobozia, unde șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, Marin Dima, a semnat în calitate de beneficiar contractul care are ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate pentru pasajul de nivelat superior pe drumul național 21 km 105+500 la Drașna. La eveniment au mai participat directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, parlamentari, reprezentanții prefecturii județului Ialomița, autoritățile județene și locale. Pasajul de la Drașna este un obiectiv de investiții foarte așteptat de cetățenii din cel puțin două județe, Ialomița și Călăraș. Proiectul de infrastructură tranzitează trecerea la nivel cu calea ferată de la Drașna, unde trecătorii au de așteptat 10 de minute la barieră. Fiecare dată, cum să zic eu, vin calm de pe drum, să zicem, că drumul este bun, se circulă bine. Când ajung la barieră, trebuie să stau până mă enervez. Dezastru total. Cozile sunt de câte 3 km. Cât stați aici de regulă? Păi acum s-ar putea să stăm vreo jumătate de oră. Că aștepți. Mult. Foarte mult. Se vorbește de mult timp de un pasaj în această zonă. Se impune, este chiar obligatoriu. Acum să vedem când se apucă lumea de treabă. Deci toți așteptăm. Deci fără pasajul ăsta nu se mai poate circula. Deci lucrurile o să degenereze. De fiecare dată există scandal cu poliția pe intersecție, cu aglomerații, nu poate să ducă nimeni nici în stânga, nici în dreapta, nici înainte, blocaj total. Noi acum să știți că înainte să venim aici am avut o mică discuție, un mic grup de lucru vis-a-vis de calendarul de implementare, pentru că acest obiectiv este vital pentru ambele județe, așa cum spuneam. Asigur, chiar duminică mă întorceam de la Galați și am văzut traficul de aici și mai mult de atât, azi dimineață când am venit spre Slobozia, am petrecut și eu ceva timp la barieră. Deci vă spuneam, am simțit pe propria piele ce înseamnă să stai, să aștepți și sunt convins, văzând la ce se întâmplă acum, că acest proiect ar trebui urmit mult, mult mai din timp. În cadrul studiului proiectului de fezabilitate au fost studiate două variante, dintre care doar una a fost agreată, respectiv un traseu paralel cu drumul național 21, cu ocolirea satului Drașna, urmând a fi realizat un sens giratoriu la intersecția drumului național 21 cu drumul comunal 20. Lungimea aproximativă a traseului va fi de 2,4 km. Vă spuneam că înainte să venim aici am stat de vorbă și am făcut un mic calendar, pentru că, într-adevăr, astăzi vom semna contractul. Dar contractul are prevăzut un termen de elaborare a studiului de fezabilitate. Un termen care, conform contractului, care va fi semnat astăzi, este 6 luni. Din punctul meu de vedere, este un termen foarte lung. Așa că i-aș sugera firmei care are de elaborat acest studiu de fezabilitate să ne surprindă într-un mod plăcut, fiindcă vorbim totuși de un pasaj de nivelat, nu vorbim de o autostradă. Și dacă la Pitești-Craiova proiectarea pentru două tronsoane de autostradă care însumează undeva la 60 de drum de mare viteză, însumează undeva la 58 de kilometri, s-a putut face de către două societăți în 4-5 luni de zile și era termenul dat de 12 luni pentru proiectare, eu sunt convins că pentru dumneavoastră nu va fi nevoie să faceți acest studiu de fezabilitate într-o perioadă mai lungă, aș spune, de 3 luni de zile. Valoarea contractului este de aproximativ 432.000 de lei fără TVA.